Oh. Hopp. Ie, ma. Ie. Aici la prietenul nostru, la Vali. La Vali. Vali, îți mulțumim tare frumos că... Bine ați venit, din bine, v-am așteptat. Bine te-am găsit. Îți mulțumesc că l-ai ajutat pe Alex. Alex, cred că îți mulțumesc. Da, îți mulțumește la fel de mult ca mine. Alex. Îmi plac păstrele astea foarte frumoase, făcute așa cu țintele alea. Dar ce am remarcat e că și la tine, Alex, și la Vali, nu vis ciucuri mov. De da, ce? Nu, la noi e culoarea roșu, asta e. La Bucovina, aici, partea câmpul lungului. Aici, pe partea câmpul lungului, asta, e mai pe deci roșu, am înțeles. În partea alaltă, la Rădăuț, la asta e mai pe mov, mai pe roz, mai pe alte culoare. Dacă să invertim, hai să vedeți, când coada au și roz. Au și un pic de roz. Am înțeles. No, hai să vedem, să îi prezentați frumos. Yeah. E pui de... Rămâi un pic, Alex, tu acolo, te rog. Vali. Aici pe centru, te rog. Dă-i pe centru. Noi aici să înțelegem că tu aici în fața ai o apă foarte frumoasă. E apă de 4 ani, numit Stella. Cum? O apă de 4 ani pe numit Stella. Da. Născută de mine. Da. Tate cu Marcus, al domnului Dudu. Acum este fata cu Marcus. Da. Dudu. Marcus, care știi, o țară întreagă. Deci... Iapa asta zici că e crescută de tine. De câți ani are acum? 4 ani. Face 5 la primăvară. 4 ani. Deci nu s-o fătat la tine în curte? De 2 ore fătat până. Nu s-o fătat ea la tine în curte, așa? Da. Deci, am avut-o eu pe mama ei. Ai avut-o pe mămica ei? Și pe tatăl. Am înțeles. Și ai zis ca soții? Dacă am avut-o pe mama ei, măcar să rămân cu dânsa. Așa. O iapă foarte frumoasă. Da, o iapă. Ce observ că nu, caii nu ți-s pompați? Da, mai lucru cu ei, nu tare mult, dar nici prea puțin. Așa, poți să o duci încolo, te rog, către poartă. Alex, tu poți să rămâi acolo, te rog. Eu pot, dar el poate. Asta e problema, eu pot, el dacă poate. Trag după iapă, cum am văzut. Așa. Hop. Super. Bun. Deci aici Stella în vârstă de... A, 5 la prima, mă. De 5 ani. O avut mânză acum și l-ai dat? Da, instant. E la vândul lui Alex. Unde e mânzul? Acum e la bistriță. O ajuns la bistrița? Da. Cât timp are mânzul? 6 luni, 7 luni? 7 luni. Și cum a ieșit? Pe murg? Bun, frumos. Pe murg? Da. Mânzuț sau mânzuță? Căluț. 2 căluți au avut. Așa. O apă foarte, foarte frumoasă și cu minte. Are ochii foarte blânzi. Da. Dacă am avea noi așa o bunătate în inimă cum au ei. Chiar că e bună, nu că o lau cheia mea, dar așa, adică are bunătate. Cine a văzut-o, na. Și de mână și de oricine, cu mine. De cât timp ați încercat eu, de o lună? Da, când? Am venit în Germania, cam 4 săptămâni. Eram în Germania, am fost cu Dud atunci și au luat ales mână. Ce zici, am un pic de ochi așa? Cam așa. Încă îmi dau seama, a? Mi-ai văzut câțiva cai, nu știu unde, dar... Fii atent, un mare crescător de cai mi-a pus mie odată mâna pe măr și mi-a zis așa. Cristi, aș da oricât să văd caii pe care ai văzut tu. Deci, nu un film, în realitate. Deci aici steluța foarte frumoasă, după cum am zis. Cum o să facem, Vali? O să-i o dai tu pe steluța lui Alex? Sau prezinte, Alex? Tot al lui eu fost. Bun. Fii atent, rămâi tu acolo. Da, mai în spate. Mai în spate. A, așa. Bun. Acum eu dacă prezint Alex, vorbesc cu el. Vorbesc cu cine vrei. Alex. Bă, băiete. Vreau să zic așa. Când l-am văzut noi pe Codrum? Acum 2 ani am făcut o filmare cu domnul Mihai, cu domnul Dan. Iepele, dacă țineți minte. Așa. Și atunci, atunci. Și am făcut noi atunci în față la el, așa? La Mihai acasă atunci. Cât avea el atunci? Avea 2 ani jumate. Cum arăta?
Era un mânduc frumușel, dar nu... Nu promitea, așa-i? Nu promitea, asta ai vrut să zici, așa-i? Nu, că nu promitea, promitea multe, dar că trebuia răbdare, trebuia... Nu m-am gândit că o să mă mai întâlnesc cu el. Așa. Am înțeles. Și aici, în familia în care... Așa, poți să-l ții așa. Vreau să zic așa, e un cal foarte frumos. Un cal frumos, cum am zis și la tine. Caii au părul scurt, dar are o culoare foarte, foarte frumoasă, o culoare plăcută. Un cal mare, un cal de muncă, un cal muncit, un cal care știe să muncească. Așa. Unde l-am dat eu, l-am fost dat la Bistrița. Da. Un prieten bun de meu, domnul Dan. Așa. Care se ocupă doar cu exploatare forestieră. Lucrează de 10 ani la aceeași firmă. Așa. Și lucrează doar cu cai în pădure. Și el a învățat tot ce e mai bun. Domnul Dan m-a sunat și a zis că vrea să-l dea. Din anumite motive lui și am așa. Zis ca să ajung într-o familie tot bună, pentru că a fost un mânz drag mie. Și am vorbit cu prietenul meu, Vali, și l-a chestionat el să-l aibă perechi la ea. Vali, de cât timp l-ai pe prietenul? De pe data de 10 septembrie, ba nu. La sfârșitul septembrie, știi? De vreo 2 luni? Cam așa. Cum te înțelegi cu prietenul? Foarte. Hai să-l întreb pe Alex. L-am întrebat pe dânsul când eu fost la el. Alex, cum te-ai înțeles tu cu prietenul? A fost unul dintre cei mai dragi cai. Eu, călătoria asta mi-am luat banii pe el în diferite locații, diferite prieteni și parcă nu-mi venea să-l mai dau, că îmi părea rău că încerc puțin și când luam prețul și nu vreau să mă despart de el. Și... Uite aici se vede un cal cu minte și apa ai lăsat-o și știe că e liberă și nu se mută de acolo. Vali, zici că și ai lucrat cu ea pe la pădure? Cu amândoi. Cu amândoi? Și când lucri cu amândoi, el nu s-agită? Era bine să vedem cum le-și coada. Stai un pic. Întoarce-te un pic să vedem. Ce face? La fluieră, mă? Sau ce face? Taie în bază. E, dar are probleme cu lama, sau ce? Pe la abric ceva. La abric ceva, împinge. E, dar are probleme cu lama, nu prea scârție. Nu prea taie. Nu prea taie? Mare calmă și frumos, mă. De ce înseamnă grija bună, mă? No, și gena, în general, gena. Și gena, dar bun. Ți-ai luat cal, are genă, dar ai grijă de el. La noi nu se mai pune problema asta, nu prea discutăm chestia. Gena și la omul care dă de mâncat. Da, auzi, Vali, tu ai grijă de tine cum ai grijă de cai ăștia? Sincer, nu. Dimineața nu mănânc, așa? Dar mănânc la ei. Așa se poate întoarce. Te rog, pune-te tot așa cu fața. Bă, dai gros pe picioare, codru, bă. Vedem ce înseamnă blândețe. Da. Am pus în două și... Da, stau într-un grea. Bun, și când... Hop! Bravo, codru. No, n-am văzut. Da, am pierdut asta. Dă-l mai în față un pic, poate mai vedem. Ai făcut ea de... E, da, la pădure ți-o făcut așa? Nu. Am văzut acum... N-are timp să gândească. Deci la pucă să ceva acolo. E, când l-ai pus la lemn gros. Mă, am văzut asta o filmare. O pus niște băieți doi cai. Haita. Și când s-or... Am văzut și eu aia, la un butuc. Și păi când s-o despărțit așa... Am părțit picioare. E, acolo numai trebuie să stai bine cu dantura. Aia. Dacă nu te arunci repede pe burtă, știi? E acolo, bă. Vali, cum te simți tu că l-ai pe codru la tine în graj? M-aș simțești cu bani în buzunar. Ori m-aș simțească cu bani în buzunar, ori cu calul în graj, dar cred că m-ai fericit cu calul în graj. Bravo. Hău. La bani tot timpul și nume. La măcar aici... Nu, bă, auzi, bă, banii se numără de două ori. Da. Eu l-am auzit pe mai mult că... El când ăsta se oprește și își pune banii să fie cap la cap și de alea. M-a auzit, Alex? Da. Alea-s prostii, mă. Nu, mă-s prostii, mă. Păi ocupă-te de chestii serioase, mă, de... Te ocup de prostii, mă, de hârtii să le pui cap la cap. Eu banii îi pun cap la cap, un cai cap la cap. Așa. Când pot, când am timp. Așa, și bănuții să fac, așa-i? Îi numeri odată și mai numeri odată. Banii vin și pleacă. Auzi, îi numeri când îi primești și îi numeri când îi dai. Mai repede îi dai. Mai ușor îi dai decât îi primești. Acum... Îi primești e greu.
Acum depinde, că pentru unii e mai ușor de primit. Mă calcul, să nu. Nu ai, Alex, dă-i. Dă-i și tu după Alex, te rog, după aia. Bagă și păstela la șmecherie. Dă-i după aia, așa. A, așa. Hop, hop. Ai grijă. Ai grijă că să nu-i zboare șurubul de la proteză. Să nu-i atingă. Vă auzi, Alex? A? Să nu-i, să nu-i sară o capsă de pe... Să nu-i sară bumbii, e? Bumbii de pe ăla. Ia, pe... Ia! Nu, hai! Hai, Vali! Ia! Ia! Ăla-i, ăla-i! Băi, frumoasă, bă, și ia, bă! Ia! Fii atent ce țanțul și codru. Ia, pare ia, pe bă, Alex! Tu poți să fii așa țanțoș ca și codru? Sau când poți să fii așa țanțoș? Nu pot, crezi. Cred că nici nu mănânc așa mult ca el, de asta. Ba lasă că și tu, și tu ești țanțoș, n-ai treabă. Doi cai. Cum o pereche frumoasă, zic eu. Cum zici? Cum zici, Alex? Frumoasă, zic eu. Da. Cred că de cai de muncă, de... Îmi place foarte, foarte mult de, îmi place foarte mult de, de corbu. Fii atent ce poziție frumoasă are. Ea pare și are poziție frumoasă, dar are pe poziția iepei. Cum se zice? Nu sunt oameni la fel și nici animale. Dar, dar fiecare cal are, are ceva special. Ca și la oameni. Sunt oameni cu... Vezi tu, Alex, tu ești special în felul tău. Vali special în, e special în felul lui. Noastre. Da. Nu, no, fiecare cu... Cum ai zis, cu aturile noastre? Da. Acum sunt curios la unii din prietenii noștri care au văzut filmarea cu Codru când era la mine la 2 ani jumate. Și care o să vadă acum filmarea dacă o să... O să vadă schimbările care s-au... Sau dacă, bă, o să ne recunoască, că calul, ea cunoște. Calul arată foarte, foarte bine și vreau să zic că e bine împerecheat cu iapa. Uite acum ni stau pe poziție. Și să-i vezi la mers, ce mers au la fel, deci același pas, aceeași. Asta îmi plac mie la rămasar, să fie cu mine, să pot să stau în dihnă. Hop, șt, peste. Vezi, uite, te liniștit, nu-i, nu-i imprevizibil. Îi nu, liniștit? Nu. Bine, nici nu a fost dat la iepe până acum. Cum? Deci el nu a fost dat la montă până acum. El cât timp are acum corbul? 4 pe 5 ani. E foarte bine. E foarte bine că nu a fost dat la montă, lasă că e bine așa. O să fie în primăvară. O să aibă pe domnei. O să montez cu... Dacă fată. E sănătos, mânzu și ieși, cald. Deci zici că ea e montată cu... Cu Marcu Saludu. Am înțeles. Întoarci un pic, te rog. În câte luni e montată? E din mai, iunie, august, septembrie, noiembrie. Deci, da, 7 luni. Cum o vezi? Eu zic că e a fata, că după aceea și gesturile în graș, care când operi, aha, se mai strâmb. Și mai... Na. Așa a fost în fiecare la doilea mânz. Ce vrea să-ți fete acum? Orice. Voi aici sunteți parmăsari, voi dacă vă... Ai la a doua fătare care tot armăsar, asta ar fi a treia fătare. Chiar ar vrea o mânzucă, da? Ai vrea? Da. Chiar m-am gândit, nu facem, dar când am văzut câte o căluzică, asta e, fii sănătate. Lasă că e bine că doar aici la voi, la voi pe Bucovina, voi sunteți mai tare parmăsari, dar nici n-ar fi rău să ține și... De fapt, i-am auzit de multe ori la voi vorbindu-se despre faza cu... cu de ce nu iepe. De ce nu iepe? Fiindcă nu prea aveți loc unde să le țineți. Așa. Bine zic. Aia e. Principalul. Da. La noi nici iarba nu e atât de sațioasă ca în alte zone, vezi? Mergi la Bihor, mergi încolo, calul e pe pășune, calul e gras, mânze dezvoltat. La noi, ca să poți ține o iapă de reproducție, să scoți calitate din ea, trebuie să o ajuți cu furaje. Ca să urci în vârful muntelui furajele, e chin mare și greutate. Da, ai grijă. Iarba e mai seacă. Ai grijă. Ai grijă. Bun. E iarba de munte. Nu are celeași proprietăți ca să ții apă grasă, să aibă laptele la mânzuc. Să... Cam asta e problema ce nu ținem noi iepe. Cam ține și noi iepe, că noi avem mai mulți armăsari de munte decât iepe în câmpul lung și în general în părțile astea. Da. Nu, fii atent. Ia-o tu frumos așa încolo și face tu un cer frumos. Da, cu între voi cu un pic de spațiu, bine? Yeah. Restrângeți un pic cercul. Vali,
Fii atent, dă-te după Alex, Alex, dă-te și tu după el, fain. Restrângeți frumos cercul, aveți grijă numai. Să aveți grijă, vă rog. Alex, cum îi spune la muntele ăsta din față de aici? Sau cum îi zice? Piatra Buhi. Piatra Buhi. A fost mai devreme. A cui? Piatra Buhi. 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 Se spune că piatra asta s-a stat. Ar fi stat o bufniță foarte mare care se chema Buhă și fura copiii din, din sat de aici, la noi, așa e legenda. Așa. Și ar fi fost unită între ea, vezi, în partea asta mai este o bucată de piatră, ar fi fost unită și oamenii au spart-o ca să... Ca să nu mai... Să dispară trecere între asta și să dispară bufnița asta. Aha. Da. Uite, cu ocazia asta am auzit și o povestioară da. Frumoasă. Suntem la poalele munțului Rareu. Așa. Unde m-am născut și eu. Vali, să zicem că cineva ți-ar face cadou o locație oriunde în România ai, da? Locația ta de aici. Locația poate, dacă ai nu. Te-ai duce în altă parte dacă ai nu. Dar mi-aș putea lua cu mine. Nu te-ai duce, tu crede-mă, te-ai duce, dar te-ai gândit mult, te-ai... Fii atent unde ți-ar fi ții gând, uite, dau acum imagine acolo, uite-te. Da. Tot timpul te vei gândi, uite-te un pic, la imaginea aia, la muntele ăla. Și mai sunt aici. Corect, și aici în spatele meu. Da, da, da. Bine zic? Aici m-am născut, aici în copilărie, aici m-am jucat. Vorbeam domnul Cristi cu un prieten în Anglia și îmi spunea dacă vin acum după sărbători la el, o săptămână, două în Anglia. Așa. Și l-am întrebat dacă pot să-mi iau și caie cu mine. Și am zis că aș putea doar dacă ar fi de astea de sport, acolo mai multe aia ascultați. Ca... Ce ai E, și care e faza dacă ții tu caii tăi? Ce are? Că doar ce, te obligă cineva să faci, să faci obstacole sau ce? Eu pot să fac sport și cu mine, ce, dacă sare un pic mai greu, că e mai gras. Sau... Pui obstacole mai jos dacă trebuie să puneți normal, obstacole. Eu când, fii atent, dacă te duci acolo la obstacole mai jos, tu nu mă dai un telefon, că eu sunt prezent. Da, și, să văd și cum... vedem cum sărim noi, vedem. Dar noi eu. Vin și eu să vedem cum... cum merg bucovinienii cu caii la englez. Așa mi-aș în pereche, domnul Cristi. Deci ea pe ea o lași pe partea dreaptă? Pe partea, așa am învățat, așa au fost făcut învățat. Dar el e un pic mai înalt ca ea, nu? Nu. Ea e un pic mai înaltă ca el? Ea ar fi un pic, cu două degete. Cu două degete? A, nu-i mare diferență, dar ea a fost învățat în dreapta, zic, nu mai... Am înțeles, am înțeles. Ești mulțumit de el cum merge la ăsta? La lemn l-ai pus pe jos? Da. Ce zice la lemn pe jos? Nici nu discutăm despre el. Deci e treaba bună, cum să zice, foarte da? Bun. Super. Să tragă cât la trage, dar blândețea lui e cea mai importantă. Da, în primul rând... La cineva îl prezintă, n-ai, eu știu... În primul rând... Pe el, nu, în primul rând, blândețea că... Dacă doi, îți face vreo problemă, păi... Ți trec fiorii. Cu el nu, mă. Am avut și care m-a trecut. Am avut cu care m-a trecut fiorii. Ce-a trecut? Tare! A, nu mai spune, mă. Fii atent, aleas... Te-ai dat cu motocicleta vreodată? Cu scuter. Cu scuter. Apoi nu știu, bă, Alex, cu scuterul ai senzații cu scuterul? Ai, nu știu, Cristi, că eu cât am fost rândit de motociclete, nici nu mi-am aduc aminte. Am fost înainte... Cu motocicleta îți dă un pic de adrenalină, dar și cu cai. Am carnet de la 16 ani de motocicletă. Ai? Da. Am fost și motociclist înainte. Ai avut cu incidență? Da, mergeam la mare odată și... Cum? Mergeam la mare, mă pornise la mare, aveam 16 ani, mă pornise cu motocicleta și în râmnicul sărat, într-o curbă, am cam luat-o pe tot înainte. Pe rump sau pe unde? Am intrat un garduț așa micuț. Și? Păi și îți dai seama, dar nu... motocicleta, a venit poliția la fața locului, na, și îți dai seama, eu un pic julit de la accident, polițist la mine, domnul, să merge la spital, zic, nu, eu atâta aș vrea, dacă mă puteți lăsa să mă duc la mare, că eu acolo m-am pornit. Și te-ai dus? Și m-am dus la mare, dar am intrat, am lăsat motocicleta acolo în curte la cineva, la râmnicul sărat. Și mi-am continuat petrecerea, în continuare am plecat cu o mașină la mare. Când am venit înapoi, mi-am luat motocicleta, am mers acasă. Ai reparat-o? Da, am reparat cât s-a putut ca să vin cu ea pe roți. Aha. Uh-huh. Deci, dar nu, ți s-a îndoit un pic acolo, carenă ceva? A fost așa un pic. Dar nu s-a îndoit furca sau știu eu, hă? Nu, n-am avut foarte mare avarie, dar destul cât să mă sperie un pic. Să am un concediu plăcut. Deci, ai avut un pic de adrenalină în curba, nu? Da. Vreau să zic că m-am dat cu un prieten mai de mult cu motocicleta, dar nu s-a dus tare băiatul cu mine. Bă, omule, cu cinză s-a dus cu mine. Bă, a început să fluture hainele pe mine, mă. Tu mă crezi ce spun? Băi, o senzație de fapt. Adică viteza se simte dublu. Și nu, cum să zic eu ție, nu s-a dus tare. Ama, imaginează să te duci cu o decapotabilă cu 200.
Nu? S-ar zbura un pic părul de pe cap. Trebuie avut grijă de căciulă. Trebuie să ți-o împlânți cu, cu ceva, cu scobitor de alea, știi tu, de bagi da, în măzline. Da, 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 pioneze. Cum zici? Nu știu, pioneze. Da, nebunie. Vali, ce să zic? Ne-ai surprins foarte frumos cu frumoasa ta pereche de cai murgi. Mă bucur că l-ai readus pe, că l-ați readus pe corbul înapoi în Bucovina. Și dacă, deci mă bucur că l-ați readus, fiindcă o plecat de la voi. Și mă bucur că are o viață bună, liniștită. Eu așa zic. Viața cailor în Bucovina, pot să zic că e mai bună ca a multor oameni. Caii voștri, să zicem tu, Vali, dacă tu ești neînsurat, cai ți-s pe primul loc, aia e clar. Bine zic? Asta e... Bine zic? Primul gând, și chiar dacă aș ești însurat. Primul gând, o caie. Da, nu, că nu e adevărat. Primul gând, o caie. Nu, stai să-l întrebăm pe Alex. Alex, e adevărat? Nu pot să mai spun nimic în asta cu caii, cu însurătoare, că deja... Nu, e primul plan, familia, nu? Da, primul plan, familia, că altfel mâncăm cu caii. Așa, stai. Ne mutăm cu caii. Cum, cum? Dacă mai stăm mult cu caii, ne mutăm cu caii. Și așa, mai în toată duminica, eu am treabă cu caii. Deci eu când îi destac cu soția și cu familia, opa, am de mers la cai, am de mers undeva și tot mi se atrage mereu atenția. Așa că... Deci ți-ai făcut ziua duminica expres? Am duminica umblu la prieteni, ne mai vedem, mai văd cai, mai super, mers, super, super. La târguri și... Dacă în timpul săptămânii suntem la muncă... Seara cu familia? Seara cu familia și duminica aia cailor. Super, super. Trebuie să ne împărțim timpul pentru toate. Da, și pentru plăcerile sufletului. Să știi că Vali e spontan, mă. Da. Vali e spontan în declarații. E curajos. Bă, stai așa numai. Până... Până îl prinde în plasă, știi? Lasă, că dar are, are dreptul să încerce, poate fi. Aici a fost o pușcătură din bici în aer, să se înțeleagă. Hop, 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 hop! Trage-l de gură! Trage-l de gură, trage-l! Codrule! Bă, e prietena lui, mă. Normal că... Auzi, Alex! O salută! Nu! E prietena lui și el ar vrea să-l țină în brațe. Bine zic! Hop, hop! Rămâi așa, te rog! Poți să-i întorci cu spatele încoace dacă tot i-ai pus așa în pereche? Hop! Tricodru! Ric! Așa? Să pot, să pot întoarce încoace, în față. Pe cal, hău! Vali, ți-a oferit un pic de adrenalină tura asta? Te-ai simt zoa, mă, adrenalină. Nu, nu, mă, bă, acum, când te-ai dus încolo, ți-o... Am mai pățit-o într-o zi. Tot la fel. Tot la fel. Da. Să obișnui cu adrenalină, cu sărituri. Da. Bună treabă. Asta e mare. Da. Aici ai scălucii tăi. Alex, poți să te pui și tu un pic lângă apă, te rog? Așa? Putem să zicem cea de încheiere. Ce să zicem, domnul Cristi? Ne salutăm prietenii încă o dată. Așa. La tine, la tine am făcut două încheieri. Da, să mai facem o încheiere și aici, să ne vedem sănătoși toți. Așa. Să așteptăm pe la noi ori de câte ori ai ocazia. Vreau să zic că mă simt foarte, foarte bine în zona voastră aici. Asta ne transmit și nouă și ne face și pe noi să ne simțim bine. Mă simt bine în zona voastră a câmpului moldovenesc, pe Valea Seacă. Mi-e tare drag, foarte, foarte drag să-l văd pe Dudu. Dudu e unul din prietenii mei foarte, foarte dragi. Și el e ca și tine, tot timpul e cu zâmbetul pe buze. Și ce apreciez eu la el e faptul că dacă își propune ceva, de exemplu mi-a rămas drona mie într-un brad acolo, știi, deasupra la el. Da, mii de braz, nu, dacă... Aici sunt mai puțin, știi? Da, da, da. Poate că dacă rămânea, bă, vezi, uite-te în bradul 5, știi? Știi, măcar că... Da, mă, omule, acolo la el, na. Și vreau să zic că face, bă, cred că, bă, tai bradul jos, mă, bă, om, bă, să nu tai bradul jos pentru drona mea și să nebunești, mă.
Nu se întâmplă așa ceva. Te urci în brad, mă. Faci cumva, dar bradul lași așa. Nicio problemă, Cristi. Bă, deci s-o duci și o căuta drona până o găsit-o, mă, omule. Măi, un băiat foarte ambițios. Deci ambiție și devotament extraordinar. Na, drunuța mea, vreau să zic că stă pe avarii, săraca. N-am mai dus-o să o repar, că mi-au zis ăștia că trebuie să o trimită, nu știu, în Germania. Și merez, mă, cu trimisul vostru cu tot. Reparatul. Cu reparatul vostru cu tot. Mă, tot obosiți voi cu ăsta. Na, acum să vedem ce-a fi cum a fi. Ne-am luat o dronă mai bună, un pic ca asta care o am acum. Așa, Vali, da, îți mulțumim tare frumos de ospitalitate și pentru răbdarea de a îl ajuta pe Alex să prezinte armăsarii lui. Îți mulțumim că ne-ai prezentat armăsarii tăi și ne-ai încântat. Armăsarul, da. Acum, uite-te și apare poziție de armăsar, nu poți să zici că n-are. Poți spune armăsarii oricând. Armăsarii, da. Îți mulțumim tare frumos. Și eu vă mulțumesc că ați venit și chiar îmi doream fermiuța de mult. Așa, îți doresc multă, multă sănătate, Vali, să poți să ții cai... Să poți să ții cai... Toată lumea, nu? Dumneavoastră. Să poți să ții cai în continuare și să ai viață bună. Așa. Nu, Alex? Da? Și noi lângă el, nu? Nu mai stau lângă el, gata. De ce? Să aruncă ceva de pe el pe tine sau ce? Da. Ce? Ce? Norocul! Am înțeles. Așa, Vali, poți să-i duci că avem de mers într-un loc special. Mergem! Multă sănătate, Vali! La fel și dumneavoastră! Mulțumesc tare frumos pentru tot!